Cred că Inspiro e un eveniment inedit, aș putea spune. E o altă abordare a mediului de business din România. E un eveniment care vorbește despre povești de succes pe de o parte, pe de altă parte abordări ale unor oameni de succes. Participând la asemenea conferințe, și aceasta are un titlu superb, Inspiro, îți lărgești orizontul și nici nu știi când se poate schimba viața. Sincer să fiu, vă urmăresc de mult în proiectul ăsta. Mi se pare un proiect de mare viziune, nu atât din minte cât din inimă, sincer. Eu aș spune că dacă educația este cel mai important asset al unui om, inspirația este energia care o pune în valoare. Pentru mine Inspiro e ca o gură de aer. Pentru că la toate celelalte evenimente de business vorbim despre businessurile noastre și despre afacerile pe care le facem și Inspiro este primul loc în care, de fapt singura conferință, în care mi se pare că vorbim cu adevărat despre oamenii din spatele businessurilor, care povestesc despre ei cu foarte multă emoție, care povestesc despre familiile lor. Nu cred că există alt eveniment de business în care oamenii povestesc atât de mult din suflet despre ei și despre familii.